poate defini biserica și religia păcat, actul sexual, care de fapt e actul creației. Deci reflex necondiționat înseamnă memoria ta genetică. Reflex condiționat înseamnă ce te educă fraierii. Și atunci îți schimbă softul. Bă, mai sapă și tu grădina aia sau ce i-a zis? Și a zis, toată tucă. Și zice și lui, băi, sapă grădina. Și lui zici, hai mă, nu găsești altul mai fraier, nu o sap, domnule. Ca în final, ăla care a zis că o sapă, să plece menta și să nu o sape, și ăla care a zis, nu, dom'le, mă lași, nu mai găsi pe mine mai prea, ăla zice, stai, bă, hai să-i fac un favor. Și ăla o sapă. Și problema se pune pe care iubești tu mai mult. Ne otrăvim. Ne otrăvim. Și suntem otrăviți cu bună știință. Îți dau un alt exemplu. În perioada prohibiției, perioada în care nu se vindea alcool, da. Ei, statul american și guvernul american și fanaticii religioși băgau alcool metilic și etilic și le dădeau pe piață ca să-i otrăvească pe fraier să moară bețivii. Chestiile astea sunt recunoscute. Deci nu e o noutate că anumiți fanatici vor să-i omoare pe unii care nu sunt asemeni lor. Mai mult decât atât. Deci dacă din 7 în 7 ani te resoftezi, da? E, ai voie să tot faci încercări până la 49 de ani. La 49 de ani, dacă nu ți-ai găsit softul potrivit pentru tine, deci n-ai ajuns să te cunoști pe tine însuți, tu nu mai ai nicio șansă. Pentru că din momentul ăsta, ei au luat legătura cu extraterestri, ei știu de existența mai multor civilizații, la ora actuală pe Pământ, extraterestri sunt peste noi. Nu vezi când suntem bombardați numai cu minciuni, cu gulgute, cu sofisme, pe care nu avem cum să le demonstrăm că nu sunt așa. Și atunci avem două lucruri de făcut. Diferența între mason și iluminati. E vreo diferență? Sau da. Care sunt mai puternici? Da. Deci, iluminati au o istorie mult mai veche și mult mai... De fapt, se spune că iluminații sunt un fel de deviație sau... Că prima a fost frăția șarpelui. Mă înțelegi? Și iluminati au venit peste ei. Masonii sunt o organizație mult mai nouă. Bine, scopul lor a fost tot așa, să obțină puterea, cum orice partid. Mințile noastre sunt interconectate în rețele vaste, formând o minte comună. Suntem toți conectați la o sursă? Da, conexiunea cu această sursă se face prin glanda pineală? Cu glanda pineală e o altă problemă. Glanda pineală e singura glandă care îți permite să vezi în spațiu, deci să creezi holograme. Există alimente care calcifiază glanda aceasta? Uite, eu am să-ți dau o chestie și mai banală. Există, cum să nu? Uite, unul dintre alimente e sarea. Bună seara, oameni frumoși, și bine v-am găsit la un nou episod din podcastul Realități cu Niculescu, episodul 9 cu omul străzii Ioan. Bună seara, domnule Ioan, bine v-am găsit. Da. Un nou episod? Da, e interesant. Tot pe adevăr, sinceritate, nu? Mi-aduc aminte că se spune că în ziua nouă, nu mai știu, dar nu sunt sigur dacă e în ziua nouă, se spune că în Biblie se scrie că Dumnezeu vorbește cu alte persoane, deci sunt mai mulți Dumnezei, și spune, iată-l pe Adam că a ajuns precum noi. Curios e că, de fapt, Adam păcătuise. Și acum se naște întrebarea, cum dracu, pe românește, poate Adam să ajungă precum divinitatea, când de fapt toți preoții spun că el păcătuise? Și cum poate defini biserica și religia păcat, actul sexual, care de fapt e actul creației? Probabil prin separare. Uite că am devenit și eu schizofrenic. Prin separare, actul sexual este totul carnal, adică cu dorința de a domina, de a înjosi, de a supune, de a avea. Da, da, curios. Atunci și când dragostea, acolo vorbim de creație. Atunci când e iubire, da? Atunci când e iubire, deci e și participarea afectivă. Corect. Și se mai și sincronizează, atunci se naște o viață. Deci iată că același lucru care în anumite situații pare păcat, că eu dai la buci la fraieră, da? În alte situații poate deveni ceva sublim. Deci e același lucru. Știi că acum pune o întrebare, o să fiu puțin porcos. Vă rog. Toate jurăturile noastre, și eu trag lui măta, și eu trag lui aia, și eu trag lui aia. Și de fapt, cam toți ne-o tragem unul altuia. Deci, în momentul în care o facem de plăcere, nu mai considerăm ca un fel de înjosire. Nu vezi că toți suntem puțin paranoici. Adică același lucru îl definim odată ca fiind rău și odată ca fiind bine. Dom'le, hotărâți-vă odată. Deci eu nu ți-o spun ție, eu o spun așa, la modul... Dom'le, e iubirea un păcat? Păi dacă n-ar fi existat iubire, n-am fi existat noi. Eu aud pe toți fraierii spunându-mi că totul se plătește. Da? Păi totul se plătește dacă gândești așa. Dacă te gândești că de fapt cea mai scumpă chestie e viața pe care ai primit-o și ai primit-o degeaba, a dat cineva vreun ban că s-a născut și atunci de ce trebuie să plătim totul? Deci e o schimbare de mentalitate. Trebuie să ne schimbăm mentalitatea. Noi gândim eronat, în sensul că am început să gândim ideatic, în sensul de a urca undeva sus, așa. Dar, de fapt, noi nu putem să urcăm sus decât că țărându-ne pe alți fraieri, știi? Concurența. Corect, dar concurența. Uitați ce v-aș spune eu vis-a-vis legat de ce spuneți dumneavoastră. Aici putem vorbi de creație. Atunci când două trupuri se întâlnesc și există sentimente și apare un copil dorit, sau putem vorbi de sex și putem vorbi de o greșeală, da? Când doi parteneri incompetenți, lipsiți de educație, au dorit să-și, cum să zic eu, consume pofta carnală, nu s-au gândit, s-au eliberat, pentru că prin actul în sine, oricum, da, rezultă viață. De asta și probabil unii își creează niște cruci mult prea grele de cărat. Păi și oricum ar fi, da, nu accept raționamentul tău, dar oricum ar fi, e fapta lui, nu trebuie să o tragă. Deci, lipsa de sentimente și de afectivitate creează monștri care le-a plăcut, dar nu mai vor să recunoască că de fapt ei au creat creația, știi că Freud, spre exemplu, Sigmund Freud spunea că primul lucru pe care îl apreciază un copil e propria lui creație, adică ce a făcut în scutece. Pentru că e prima lui creație, e creația lui. Corect, da. Dar vreau să spun că în ziua de azi, apropo, e un joc de cuvinte, în ziua de azi cam toată omenirea se cam cacă pe ea și ce admiră creația care îi dă rahat. Din ce în ce mai mult. Corect. Deci există perioade de decadență. Și să ne reîntoarcem la ce vreau să spun, am întrebat și pe Facebook care e viteza unei unde care depășește viteza luminii. Pentru că Einstein a plafonat viteza ca fiind o viteză, pe viteza luminii nu poate fi depășită. Nu e adevărat. Dar mențineți un pic ideea că vreau să vă întreb eu ceva. Și ajungem și în punctul acesta. Domnule Ioan, oamenii sunt interconectați și mental, nu doar energetic. Da, bineînțeles, da, bineînțeles. Mințile noastre sunt interconectate în rețele vaste, formând o minte comună. Suntem toți conectați la o sursă. Da, conexiunea cu această sursă se face prin glanda pineală? Are legătură? N-aș putea să spun dacă se face prin glanda pineală sau se face. Cum o vedeți? Pentru că ce se întâmplă? Cu glanda pineală e o altă problemă. Glanda pineală e singura glandă care îți permite să vezi în spațiu, deci să creezi holograme. Eu mi-am pus foarte multă întrebarea ce dracu avea Biblia cu să nu-ți faci chip și opri și să te închini lui. Și am ajuns la concluzia că să-mi bag picioarele dacă nu are dreptate. Pentru că e odată gândirea liniară, gândirea șarpelui, e odată gândirea în plan, cu abscise și ordonată, dar planul de fapt e o felie din spațiu și atunci ca să creezi spațiu trebuie să bagi a treia dimensiune. Oamenii nu reușesc să vadă în spațiu pentru că n-au imaginație, n-au făcut desen tehnic. Uite, spre exemplu, dacă vrei să faci un desen animat, că nimeni nu... ar trebui tot să știe, dar nu poți să-l... Deci, faci într-un caiet, mă înțelegi, desenezi aici o pisică, aici cu limba scoasă, aici cu... Deci, și în momentul în care le faci, obții mișcarea. E, planul e doar o fotografie. Și apropo de ce spuneai tu de conexiuni, păi toți suntem conectați. Se vorbește despre cordonul umbilical fizic, care e între mamă și făt, corect, dar după aia intervine și cordonul umbilical psihic. Pentru că obișnuindu-te cu mama ta, subordonându-te o perioadă enormă de timp, se creează un fel de interdependență și de fiecare dată când vrei să faci ceva, uite, mama zicea că asta o face așa, sau asta nu o fac pentru că o supăr pe mama. Deci cordonul ăsta umbilical în anumite situații e bun, dar în anumite situații te îngrădește. Acum, ca să ne reîntoarcem privind așa, așa, e teoria mea preferată. Totul are legătură cu totul. Dar, mă repet, nu toți mai sunt cuplați la sursa universală. Pentru că dacă îți pierzi credința în tine, dacă îți pierzi abilitățile și începi să nu mai ai încredere în tine, nu sursa îți închide canalul, ci tu ți-l închizi singur. E ca și cum ai apăsat pe telefon și închizi Bluetooth-ul. Deci toți avem această conexiune. Bun, există alimente care calcifiază glanda aceasta? Uite, eu am să-ți dau o chestie și mai banală. Există, cum să nu? Uite, unul dintre alimente e sarea. Sarea, există povești populare, da? Da. Sarea în bucate, da? Ei, sarea, dacă nu o iei în cantitățile care trebuie, și mă înțelegi, face rău. De ce? Pentru că organismul transmite prin sânge, tot fenomenul electric și chimic se transmite prin sare. Deci, spre exemplu, apa pură, apa, e proastă conducătoare de căldură și de electricitate. Dar dacă bagi puțină sare sau puțin acid, respectiv pH, da? În apă, poți să faci electroliza apei. Pentru că apa devine conducătoare și de electricitate. Cu cât bagi mai multă sare, cu cât mai mult acid, cu atât conductivitatea devine mai mare. Și vreau să spun că, de fapt, spitalele fac intenționat excrocăria asta. Îți dă mâncare fără sare, ca și creierul tău și sistemul tău nervos să nu mai lucreze ok, și organismul să nu mai știe că e bolnav și că, mă înțelegi, și tu să stai așa, într-un fel de stare de asta așa, semi-legumă, știi? Deci vreau să-i spun că asta e o excrocărie. Deci de asta și să dă și puțină sare în mâncare la spital. Pentru că ei știu chestia asta. De asta se bagă și iod în sare. Tocmai pentru a se spune că lipsa de iod creează bazedoful cu tiroida. Dar există alimente pentru detoxifierea acestei glande pineale? Dom'le, uite ce se întâmplă. Există, dar eu n-aș putea, nu e domeniul meu preferat, dar știu că alimentația e extraordinar de importantă. În sensul că, spre exemplu, de ce oamenii primitivi aveau mai multă forță decât au cei în ziua de azi? Pentru că aveau un aport energetic în mâncarea pe care o mâncau mai mare. Deci noi în ziua de azi, prin tot ceea ce mâncăm, ne otrăvim. Ne otrăvim. Și suntem otrăviți cu bună știință. Îți dau un alt exemplu. În perioada prohibiției, perioada în care nu se vindea alcool. Da. Ei, statul american și guvernul american și fanaticii religioși băgau alcool metilic și etilic și le dădeau pe piață ca să-i otrăvească pe fraier să moară bețivii. Chestiile astea sunt recunoscute. Deci nu e o noutate că anumiți fanatici vor să-i omoare pe unii care nu sunt asemeni lor. Mai mult decât atât. Când a fost în America, a fost vreo 15 ani a durat nebunia asta. Când a apărut tetraetilul de plumb. Tetraetilul de plumb e o substanță care, băgată în benzină, mărește cifra calorică, cifra octanică. Și arderile se produc mult mai rapid, mult mai intens. Deci mărește puterea motorului. Și motorul, dar arderile fiind, scurtează viața motorului, că cam arde supapele, cam arde chiuloasele. Dar vreau să spun că vreo 15 ani în America făceau și produceau ăștia în prostie butoaie de tetraetil de plumb și într-un rezervor e suficient să bagi o pipetă. Spuneați de viteza luminii. Au otrăvit foarte mulți copii, au plătit medicii să nu recunoască că plumbul din aer îți închiție și îți blochează niște sinapse. Deci la nivel de sistem nervos, informația circulă în ambele sensuri. Se numește, mi se pare, în electronică, circuite bistabile. Deci pe același fir, informația circulă și într-un sens și în altul. Când se produc astfel de blocaje, organismul uman e atât de sofisticat, e atât de complicat, încât până și medicina s-a împărțit acum pe ramuri. Și referitor la ce ai spus tu, uite cum văd eu lucrurile. Imaginează-ți că ai o sferă, da? Aia e divinitatea. Din sfera mea a venit cu greu ca să-ți ascult chemarea. O spargi. Și rămân cioburi, da? Deci spargi marele deu, divinitatea inițială, în cioburi. Și toți fraierii, adică toți, luăm cât un ciob, da? Și ne uităm în el. Și suntem asemenea lui Dumnezeu. Dar noi suntem doar un ciob, mă înțelegi? Noi vom reveni din nou Dumnezeu, deci iată, asta e divinitatea, da? Deul. Se sparge într-o divinitate, într-o sumedenie de deuri mai mici, da? Și acum deurile sunt mai mici, acum intră, din nou se tot recombină până în momentul în care ține sfera să termine un ciclu. Înțelegi? Deci cum ar veni, Eminescu avea dreptate când spunea că deci noi, de fapt evoluând, trecem prin milioane și milioane de fațete pe care le ia Universul. Și astea sunt infinite. Adică... Deci cum ar veni într-un fel sau altul, aproape că totul e predestinat la o anumită scară. Noi jonglăm, libertățile noastre sunt în... Să înțeleg că vorbiți despre reîncarnare, mai multe vieți, a 5-a viață, și cum mai spun unii, domne, la a 7-a viață și trebuie să ajungem la nu știu câta viață. Păi toți avem 7 vieți, așa spun o chestie, Iisus a zis, l-a pus întrebare. De câte ori are voie să greșească un om, fii atent ce le spune Iisus, de 7 ori 7. Mă înțeleg? Și m-am tot gândit, băi, ce vrea omul să zică, că a vrut să zică el ceva. Deci dacă din 7 în 7 ani te resoptezi, da? Ai voie să tot faci încercări până la 49 de ani. La 49 de ani, dacă nu ți-ai găsit softul potrivit pentru tine, deci n-ai ajuns să te cunoști pe tine însuți, tu nu mai ai nicio șansă. Pentru că din momentul ăsta, organismul își ia ultima, cum ar veni, informație, ultima soluție. Și el nu mai are posibilitatea, că își pierde capacitatea în timp de a se regenera și de a se regenera. Și ce se întâmplă după 49 de ani? Păi aici e o problemă care nici eu nu pot să o explic. Se spune ca orice clădire. Se îmbolnăvesc cu oamenii ăia boli incurabile. Se degradează odată moral și odată fizic. Devin zombii. Nu, uite, spre exemplu, am văzut câteva de astea filme naționale, care spunea așa, că cetăți înfloritoare, care aveau, în final au fost părăsite pentru că era mult mai scump să le refacă și să le recurețe decât să se ducă și să facă un nou început. Spre exemplu, astăzi, la ora actuală, costă de 10.000 de ori mai scump. Bine, am exagerat și eu. Se restaureze o clădire și să o faci inițial, că trebuie să o faci cu aceleași materiale, decât să o dimamitezi, o dai jos și faci alta din nou. Deci e mult mai economic și mult mai practic și... Să revenim la viteza luminii, plafonată de către Einstein. Deci se poate merge cu mai mult de 300.000 de km pe secundă? Sau atracția gravitațională, că aici e cordonul umbilical. Deci tot universul, toate stelele, toate planetele, totul se mențin una pe alta prin această atracție, together, împreună. Deci ele ca aceste forțe există. Păi, nu știu, există în momentul în care s-a făcut. Momentan nu s-a făcut. De ce spun eu că eu nu sunt asemeni tuturor? Pentru că eu, în genere, aproape toată ziua, înțelegi, stau singur cu gândurile mele și trec pe lângă oameni, dar în genere, să mă înțelegi, nu prea socializez cu ei. Și azi spun, poate o să mă socotească mult prost, infatuat sau așa. Știi de ce nu socializez cu ei? Pentru că sunt obligat să mă cobor în pivniță. Adică să discut chestii de-astea de 2 lei. Vai, uite ce frumos e azi, parcă eu sunt împit, nu văd că e frumos, știi? Astea se numesc discuții de complezanță. Și în ziua de azi omenirea e, numai asta face. De asta sunt superficial, pentru că neobișnuindu-se se gândească, bam, uite, bă, ce mișto e gagica aia. Păi băi, fraiere, îi dau și două capace, las-o dracului, ce eu sunt orb, nu văd că e... Corect, dar se poate merge cu mai mult de 300.000 de km pe secundă? Da, bineînțeles, bineînțeles. Păi n-a reușit nimeni până. Ce spui? N-a reușit nimeni. Păi da, da, vezi că e o problemă. Deci, se pare că numai unda poate să prindă viteza asta, nu și materia. Deci, asta zic, ce s-ar întâmpla cu un corp uman dacă ar fi... E ca și cum ai trecere în fizică cuantică, adică spargi și atomul, faci quarcuri, îl faci neutrino, da, faci busoni, îi trimiți pe aia și dincolo recombini, un fel de teleportare așa. Deci aici e problema, nu e instrumentul care să se deplaseze, ci corpul uman care se dezintegrează, nu? Da, da, da. Păi, dar credeți că pot reuși... Băi, să găsească o soluție, să știi că noi, în noi. Deci, luăm un caz. A murit fraierul, l-a îngropat, da? Da. Dumnezeu să-l ierte. Daniel, să hrănesc copacii, să hrănesc salatele. Să... Gândacii, urechelițe, în sfârșit. Deci, indirect, noi de multe ori mâncăm materie ce acum vreo 100 de ani a fost în, mai știu eu ce, pirat sau ce fraier sau... Mântuiesc. Da, asta e. Nu, și asta nu poți să zici că ne mâncăm unul pe altul spiritual. Pentru că noi nici nu mai știm. Păi totul se reproduce, totul e... Da, păi nimic nu se pierde. Este principiul conservării masei și substanței. Nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, ci totul se transformă. Dar problema e că nu ești tu conștient. Uite, spre exemplu, discutam cu un doctor, pescariu Radu, doctor în chimie, și discutam, zic, băi, dar știi că unii scot alcool și din căcat. Ce, da, știu. Și dacă îl distilează bine, alcoolul are aceeași formulă. Ori că-i scoți din căcat, ori că-i scoți din porumbe, e alcool, e același. Doar că nu-i moral. Dacă nu-i spui fraierului, nicio problemă. Că mai e o chestie, din porumb se poate scoate și etilic și metilic. Doar că e altă formulă. Ok. După ce moare omul? Deci omul poate fi și... Nu. Dumnezeu și dracu. După ce moare omul. Da. Sufletul rămâne 40 de zile și vizitează toate locurile pe unde a umblat? Credeți în treaba asta? Să fiu sincer, cred acest lucru și am să spun și de ce. Eu am învățat de mic copil asta. În Ardeal era obiceiul ca la 40 de zile după ce a murit cineva, o persoană, să dea de pomană unei alte persoane care era agreată de mort sau așa, o găleată nouă-nouță, deci era obligatoriu să fie, în care se puneau două crengi așa ca să pară un copac și în care agățai mere, covrici, ce dracu puneai acolo, un ștergar, o chestie. Deci era un fel de pomul vieții. Înțelegi? Și mie chiar mă fascinau tradițiile astea, nu credeam o iotă în ele. Dar am copilărit cu obiceiurile astea și după aia studiind mai atent, am înțeles că, vezi tu, Fac o digresiune ciudată aici. Se spune că în momentul în care americanii au făcut testul cu explozia bombei cu hidrogen, câțiva oameni de știință, dintre care și Einstein, au intuit că la temperaturile alea și la presiunile alea enorme care se creează, se creează și elemente chimice care încă nu sunt cunoscute. Și că în momentul în care se termină cu reacția, ele se vor descompune în ce au fost inițial. Și atunci se vor elibera radiații, știi? Și astea s-ar putea să... Deci rămâne sufletul 40 de zile pe pământ sau nu? Da, da, categoric. Bun. E perioada aia cum ar veni, nu neapărat de înălțare, ci perioada în care el se rupe definitiv de masa în care a stat prizonier, cu care în timp și-a creat o... Da, haideți să concluzionăm, adică să fim mai exacti. Sufletul este acea energie electrică pe care o avem fiecare. Știți că după ce mori, se spune că energia iese din corp. Acela este sufletul sau sunt separate? Cred că cel mai aproape de definiția sufletului sunt chinezii, care definesc energia vitală ca fiind chiu. Deci e ca și cum, spre exemplu, vrea să faci parfum și îți trebuie o esență. Deci sufletul e esența. Energie. Și în funcție de... Dar sunt separate? Categoric, dar ele se despart. Bun. Deci ia uitați, ăsta este corpul, telefonul. Da. A murit. Dumnezeu să-l ierte. Da. Vine preotul, na, plânsete. Da. Energia iese și în același timp cu sufletul, nu? Energia se duce unde? În cosmos, devine, da? Nu, parte din divinitate, din Dumnezeu. La Dumnezeu se duce, nu? Nu, la energie. Deci la Duhul Sfânt. Dumnezeu. La Duhul Sfânt. Duhul Sfânt. Și sufletul, în sufletul acela, mai există rațiunea, logica, știe tot ce a trăit, că se presupune că ar trebui să existe, nu dacă vizitează toate locurile. Știi ce e dureros? Știi ce e interesant? Și medicina recunoaște asta. Dacă stai mai mult de 3 zile în comă, total așa, ți se cam șterge informația, deși cam șterge informația de pe soft. De pe soft, dar ajungem în deja vu. Putem ajunge acolo. Adică e ca și cum ți-ai șterge telefonul, l-ai făcut și după aia trebuie să reinstalezi. Din punct de vedere fizic. Da. Dar acum, spiritual, sufletește. În suflet există rațiune și logică? Dom'le, vezi? Ce credeți dumneavoastră, domnule Ioan? Mor pe voi. Nu pot să spun... Cum vedeți dumneavoastră? Nu ce spun doctorii sau... Sunt speculații. Cert e că ceva există. Dar acel ceva încă noi nu putem să-l definim și oricum aș încerca să-l definesc, aș fi departe. Deci, dar spuneți-mi ce credeți dumneavoastră, nu ce... Speculația dumneavoastră care ar fi? Uite, proprie, eu, nu preluată. În situația asta nu cred nimic pentru că nu sunt sigur de nimic. Aici, mai în glumă, mai în serios, sunt un fel de Toma necredinciosul. Nu în sensul că nu reușesc, eu cred o alchevedo. Nici măcar cu ochii minții nu poți imaginezi. Pentru că, fii atent, însăși fizica cuantică, dacă o studiezi, că e în jur și pe aia de la... Mă înțelegi? Au spus că particulele subcuantice e și quarkul. Și la un moment dat au zis că o particulă e șarm. Și aia e particula lui Dumnezeu. Hai de-o dracului de vrăjeală, au stabilit că e particula lui Dumnezeu. Dacă sunt profesor la Howard, mă înțelegi, eu trebuie să pun botul. Mă las o dracu, de unde scrie pe ea? Vin unii și spun că până și în genonul uman e crucea. Mă las o dracu, ăla care a descoperit genonul uman spune că era sub influența ale LSD-ului. Spune-mi și mie, bombarda cu atâtea informații. Dacă țin cu unii, te bară fraierii pe mine și atunci prefer, înțelegi? Deci dacă nu știu ceva concret, n-am voie să mănânc căcat. Păi vedeți, unde e curajul, domnule Ioan? Păi nu e de unde curajul. E curajul? Păi curajul. Deci nu vreți să supărați bărcile. Mergeți? Nu, aici nu e vorba de curaj sau de necuraj. E vorba de faptul că eu nu știu. Și pentru că nu știu, asta, cel mai am simplu, curajul să spuneți că nu știu. Asta trebuia. Nu, da, o să ți se pare curios, chiar și pe mine mă fascinează subiectul. Dar încă nu l-am... Dar acum să o luăm așa. Da. Nu știm, ca doi neștiuitori. Oare are logică să trăim, să creștem, să cunoaștem atâtea sentimente frumoase și dezamăgiri și trădări și la un moment dat, punct și stop? Stop la absolut tot? Are vreo logică? Pentru mine unul nu are. Păi și ce avea, să trăiești infinit? Nu, că ar fi un coșmar. Păi ai văzut că înțelegi că te-ai plictisit? Păi... Nu, întrebarea de final este doar atât. Dom'le, ne întoarcem la ciul vieții. Există filozofii care spun că din momentul nașterii ți se cam stabilește și lungimea vieții și despre ce e vorba aici? Despre faptul că e ca în matematică. Orice mulțime are elementele astea și tu treci prin situațiile similare elementelor pe care le întrunești. De ce spun unii că, și pe undeva au și dreptate, că atragi contrastele, deci normal, plusul atrage minusul și minusul atrage plusul, dar sunt momente în care, întorcându-te, atragi și ceea ce ești. Deci astea sunt perioadele vieții. Păi nu, dar am vorbit în mașină și ați spus exemplul ăla cu doi frați, au crescut într-un mediu cu tatăl alcoolic, unul a devenit alcoolist, celălalt nu. Deci vorbim și de modul în care percepe fiecare. Dar și de modul în care el a reușit să perceapă. Unul a perceput că trebuie să facă ce a făcut tatăl lui, adică să bea, și ăsta a trăit prin mimetism, și celălalt a zis, nu, dom'le, eu sunt diferit. Și atunci n-a vrut să facă ce vrea. Și iată că e situații în care, neascultând ce a spus tatăl, de fapt, el face bine sau cel puțin societății îi convine. Înțelegi? Pentru că mai e un paragraf în Biblie în care spune cineva, zice, un tip avea doi copii și lui unul îi spune, băi, mai sapă și tu grădina aia sau ce i-a zis. Și a zis, da, tătucă. Și zice și lui ăla, băi, sapă grădina. Și ăla zice, hai mă, nu găsești altul mai fraier, nu o sap, domnule. Ca în final, ăla care a zis că o sapă, să plece menta și să nu o sape, și ăla care a zis, nu, dom'le, mă lași, nu mai găsi pe mine mai prea, ăla zice, stai, bă, hai să-i fac un favor, și ăla o sapă, și problema se pune pe care iubești tu mai mult. Că unul a zis că face și n-a făcut, și unul a zis că nu face și a făcut. Deci, îi iubești pe amândoi la fel, doar că... Da, societatea nu, societatea în anumite momente vrea numai fraier și societatea să o luăm altfel. Și aici au dreptate și securiștii. Pe vremea lui Ceaușescu, securitatea nu recruta decât fraieri care învățau bine, care erau ișteci, mă înțelegi? Ce? Îi recruta, se ducea... Pe cei supuși, domnule Ioan? Nu neapărat, nu, pe vârfurile intelectuale. Da, acum toate partidele vin și zice, băi, ia-l pe ăsta că e fraier, mă înțelegi? Școlește-l, spală-l, uite-te tu. L-ai văzut pe ăla care i-au dat minerii în cap, cum îl cheamă? Era student și de la sprijinit un șef de serviciu. L-au făcut de nu-l mai recunoșteam eu. Deci l-au școlit, l-au transformat, Asta a fost pentru faptul că în timpul mineria de-a luat un topor în cap. Da. Că minerii pur și simplu, vezi, Rusia tot timpul a făcut așa și acum se face. Îmbârligă păturile sociale între ele. Minerii se-i bată pe intelectuali. Păi normal să aibă optică minerii pe intelectuali. Și uite, voi, eu muncesc în Mirena acolo ca și o bolană și asta numai citește și scrie. Și e și mai bine văzut de societate. Deci aici societatea și aici șefii și serviciile fac măgăriile. Pentru că în loc să ne recunoască ca toți, nu ca fiind egali, că nu suntem egali. Reținem, noi nu suntem egali. Dar să mențină totuși o atmosferă de amiabilitate între noi, nu. Ei bagă bățul pe gard, nu. Acum e rândul profesorilor. Păi se presupune prin asur că la grevele astea le dă profesorilor bani. Păi nu-ți dai seama că după aia e și alți fraieri? Corect. Deci nici guvernul nu poate face ce vrea toată lumea. Vreau să vă întreb, sunt curios dacă știți despre acest subiect. În subsolurile Vaticanului există cronovizorul. Și dacă știți ce este... Știi ceva? De ce este ascuns de populație? Cu dacă există. Cu cronovizorul ăsta am o problemă. Dar există? Mare rău de tot. Mare rău de tot. Pe mine Facebook-ul pentru vrăjeala asta m-a pedepsit. Și mi-a zis că e un fake. Și de atunci, de când m-a pedepsit pe mine, toți fraierii îl postează și lor nu le-am mai zis că e fake. Și mi-am tot bătut capul, cât-i Dumnezeu, mă, și de ce pe mine m-a pedepsit și pe fraierii ăștia nu i-a pedepsit. Și culmea, am ajuns să înțeleg Facebook-ul. Pe mine m-au pedepsit pentru că eu aveam credibilitate. Și pe fraier nu-i pedepsește că ce lasă de că tot nu-l băgă nimeni în seamă. Deci eu am ajuns la convingerea că inteligența asta artificială a lor a ajuns să mă cunoască mai bine decât mă cunosc toți prietenii mei. Deci există cronovizorul? Nu, nu există. Deci și care e scopul? De ce ar fi aruncat astfel de informații? E aceeași menținere a superiorității, deci ei pot să facă tot ce vor. Înțelegi? Ei au luat legătura cu extraterestri, ei știu de existența mai multor civilizații, la ora actuală pe Pământ extraterestri sunt peste noi. Nu vezi când suntem bombardați numai cu minciuni, cu gulgute, cu sofisme, pe care nu avem cum să le demonstrăm că nu sunt așa. Și atunci avem două lucruri de făcut. Ori le înghițim ca pelicanul și zicem, băi, e guvernul meu, băi. Băi, l-am votat eu, nu mă minte fraierul. Și atunci punem botul și asta e. Ori pur și simplu nu suntem de acord. Dar dacă nu suntem de acord, suntem minoritate. Înțelegi? Și dacă considerați nebuni. Bravo. Dar, bun, hai vă întreb altfel. Din tot ceea ce știți dumneavoastră, ce ne-ar fi ascuns de către Vatican? Adică ce dețin ei și nu ne este nouă dat să aflăm? Că ceva, ori avea secrete acolo, doar nu o fi degeaba, nu știu, mă gândesc. Dom'le, eu cred că se și exagerează mult și am să spun de ce. Napoleon a fost unul dintre cei care a mutat 3 sferturi din Biblioteca Vaticanului în Franța. Și să nu-mi spună mie că multă lume care a studiat fenomenul știe că e adevărat. Deci Napoleon a fost bengoș rău de tot fraierul. Deci la vremea lui Napoleon, papa trebuia să-i pună coroana și punându-i coroana în cap fraierului, reieșea că el l-a încoronat. Când a ajuns papa cu coroana să-i o pună lui Napoleon în cap, Napoleon a zis, stop fraiere, bine, n-a... Și a luat-o din mână și și-a pus-o singur în cap. Când Vaticanul a vrut să-l afurisească, că nu ăsta e, mă înțelegi, el îi spune lui papa, ți-aduce aminte, fraiere, nu tu mi-ai pus coroana, eu mi-am pus-o. Și din momentul ăla, el s-a sucis, s-a supărat pe Vatican, mă înțelegi, și a mutat 3 sferturi din Biblioteca Vaticanului în Franța. Unele gurele rele spun că și acum mai sunt părți din Biblioteca Vaticanului acolo. Nu pot să... Dar, deci spun eu, se exagerează, se minte. Se fac niște speculații. Asta am înțeles multe. Dar ce au, domnule, acolo la Vatican? Au ceva? Au multe chestii. Au multe chestii. Uite, îți dau numai un exemplu așa pe care l-au făcut public. Ce că sunt lucrări acolo în Vatican care susțin că Petru a murit la Ierusalim. Și sunt cărți la Vatican care spune că Petru a murit la Roma. Și s-a pus și întrebarea, a pus și scandal. Băi, cine dracu are dreptate? Și culmea, au dreptate amândoi. În sensul că se explică că la Ierusalim Petru a murit sufletește, psihic, pentru că i-a fost omorât învățătorul și conform cuvântului dat, după moartea lui Isus, mă înțelegi, ei trebuia să îndeplinească ceea ce promiseseră. Deci fiecare era împărțiți pe zone ce să facă. Deci Isus a fost singurul care a reușit nu numai să le facă la preier testament, dar aia chiar au respectat testamentul. Nu vezi că acum, spre exemplu, sunt mii de copii care contestă testamentul părinților în instanță. Culmea, și câteodată instanța îl mai și aprobă. Bă, las-o dracului, dacă ți-a iubit tatăl sau l-ai respectat, că el ți-a dat viață. Bă, și dacă nu ți-a dat drepturi, las-o dracului, las-o așa. No, nu, nu. Aici intervine sărăcia, gradul de sărăcie. Păi nu, deci asta e, depinde de care balanță înclin tu. Deci asta e balanța dreptății, da? Și aici e fraiera cu sabia în mână. Vine unul foarte inteligent și pune niște gulgute aici, psihologice, da? Și tu nu ai suficiente argumente să-l contraataci. Dar de ce trebuie să fie tot timpul o luptă între noi? Tu vezi, în orice întotdeauna se rezumă la o... Trebuie să fie o luptă. Pentru unul trebuie să demonstreze că e mai bun decât celălalt. Păi vezi, iară ne întoarcem la ce am spus eu dintâi. Deci dacă ne crea asemeni lui... Noi nu mai aveam termen de comparație și eram asemenea lui tot timpul. Da? Dar dacă a băgat în noi și asemenea lui și l-a băgat și pe dracu, deci ăsta e binele absolut și el, ne-a dat posibilitatea să alegem. Dacă ne făcea asemenea lui, noi nu mai aveam de ales, așa eram. Și nici nu știam dacă suntem buni sau răi, dar nici nu făceam prostii, nici nu dădeam la buci, nici nu eram nici homosexuali. Sau... Dar în momentul în care ne acordă libertatea, pentru că așa nu eram liberi. Bun. Care e scopul final, de fapt, în bătălia asta dintre bine și rău? Scopul final care? Că e bine, că e rău pe pământ aici, ca să ce? La final să ce? Ce câștigăm la final? Adică ce câștigă unul care are 30 de crime și a stat numai în pușcărie față de unul care a făcut numai bine? S-a terminat. Care e experiența de viață în ce? Cum părăsești tu pământul? Asta zic, ce dobândești aici? De ce bătălia asta trebuie? E felul în care, de fapt nimeni nu câștigă nimic, dar e o altă problemă. Felul în care el se împacă sufletește cu el însuși și felul în care moare nemulțumit că nu a ieșit. Deci eu personal... Eu nu vorbesc de individ, eu vorbesc de ce Dumnezeu ne dă alegerea, ca la final ce să... Nu există, Dumnezeu nu ne-a acordat, deci fiecare în anumite perioade de timp trăim cum vrem noi. Dar în final, așa, de fapt toți retrăim aceleași chestii care au fost, mă înțelegi, deci alte variațiuni, alte măști, aceeași piesă, deci practic ne învârtim așa. Dar, curios, eu nu mai susțin că suntem tot acolo. Deci, cum ar veni, noi cu pământul nostru și cu soarele nostru, învârtindu-ne prin univers, niciodată când am făcut o rotație completă, nu mai suntem acolo de unde am plecat. Suntem în altă parte, mai sus sau mai jos. Deci totul e un joc, care, de fapt, n-are sfârșit și n-are început. Dar de aceea spun, viața trebuie să o înțelegi doar ca pe o călătorie, în care să te bucuri cât de cât, mă înțelegi? Dar eu, spre exemplu, eu personal, nu prea mă pot bucura pentru că nu sunt prost. Dacă aș fi fost prost și nu făceam probleme... Deci doar proștii se pot bucura. Nu vă mai puneți atâtea întrebări, pentru că întrebările sunt infinite. În momentul ăsta, la fel ca și răspunsurile, apar și nemulțumirile că nu sunt anumite răspunsuri la care, că e capitolul logică și ilogică. Nu vezi că, și vă dau un exemplu ca să vedeți că și eu în ziua de azi râd câteodată. Primesc la baltă un pachet și deschide milițianul pachetul și deasupra erau două ciocolăți albe. Și zice milițianul către mine, ce e asta, fraiere? Și zic, ciocolată albă, codrășoace. Ce n-am văzut niciodată în viața mea și nu era sigur că e ciocolată albă. Dacă eu i-am zis că e ciocolată albă, zice fraierul, păi stai puțin că n-ai voie cu ciocolată. Și a luat ciocolata și a băgat-o în buzunar. Și zic, făceam eu în sinea mea, să-mi bag picioarele, te-am ajuns tovărăși de pachet cu milițianul, futul în aripă, adică milițianul ăsta mă păzește pe mine, îmi face viața amară și am ajuns și tovărăși de pachet cu el. Adică îmi parte o... Și eram hotărât că coboram de pe bac, zic, da, dracu, îi dau un vânt de dracu, să se ducă în Dunăre. Dar după aia mă gândesc că nu e bine că fraierul să mă bage la izolare, ăștia mă trimite la chilia, am auzit că e izolarea nasoală. Zic, nu se merită, dă-o dracu de ciocolate. Băi, dar îmi vine în cap o prostie. Și zic lui fraierul, lui milițian, auzi, fraiere, te-am prostit. Nu e ciocolată. Cu ce mai vrei, mă? E glucoză. Ci da, mai ai dreptate. Pac și-mi dă ciocolată. Păi omul nu știa să facă diferența între glucoză și... Uite că nu știam. Dar dacă eu aș spune, domnule, eram profet, am înțeles, într-o fracțiune de secundă am calculat tot. Am zis-o la... Aici ajungem la manipulare. Am zis-o la Ciuciumelcu. Nu, dar am zis-o dintr-un fel de optică, așa. Uite, frate, te-am prostit. Nu, l-ați manipulat. A fost manipulare. Da, da, da. Dacă el știa ce e aia ciocolată albă, îl mai manipulam, ăla, nu mai manipulam. Că am ajuns aici, deci spuneți, nu, auziți, spuneți bancul acela cu șoricelul. A, nu. Că merge aici, că e vorba de manipulare. Nu? Apropo, s-ar putea și între noi să fie cam așa, știi? Că tu mai scoți din căcat, știi? În fine, eu ce vă de bagul, cine vă bagă în căcat? Zice că un șoricel, Jerry, da? Era pupași de țup, erau vesel acolo. Mă durește. Mamă, și o vede pe pisică, că și ei au simți. Mamă, și pisica îl văzute. Mamă, ce... Uite masa. Alergă el pe pajiște acolo. Băi, al dracului pajiște, băi, n-avea nicio gaură, nu era niciun teren de golf, că se ducea ăsta, președintele Durap de la Cotroceni, se ducea dracului acolo să joace golf. Dar n-avea nicio gaură pajiștea. Și dispărea șoricelul, găsește o băcuță și zice, băcuțe, dragă, salvează-mă, dragă. Adică Zelenski îl găsise pe ăsta, al Americii. Salvează-mă că vine fraierul și mă halește. Și zice, băcuța, așa să stai în spatele picioarelor mele. Și trântește pe el o balegă. Vine Putin. Nu mă găsea pe Zelenski. Băi, ce unde a putut dracului, unde a fugit jidanul ăsta? Și când se uităm așa, opa, e vede condiția, știi? De-aia spun și țiganii, că orice cățel jigărime, dacă nu ține coada opre, parcă nu mai e jigărime, știi? Îl ia de condiție și începe să dansul fatal cu moartea, nu? Și acum vin bancurile și zic în ordine. Morală. Nu toți cei ce te bagă în căcate zor răul. Că băcuța oricum nu i-a vrut răul. Vine a doua morală. Nu toți cei te scot în căcate îți vor binele. Că dacă îl scoate Putin pe Zelenski, înseamnă că e vrea binele. A terminat. Și ultimul e, dacă ai intrat în căcat, intră cu totul. Bun asta. Și apropo de manipularea maselor, sunt oameni care nu pot fi manipulați, mă. Că uite, mi-am adus aminte una. Ăsta e un banc de pe vremea lui Ceaușescu. Îl întreabă la școală profesoara, inspecția, cum vede el România? Ce școală bună, ce doamna profesoară. Eu văd România ca pe o imensă grădină cu flori. Mamă, extaziată profesoară, bună, cum bună. 10. Stați așa că n-am terminat. Păi cine a terminat? Păi nu, sau să vă explic cum e aranjată grădina asta cu flori. În mijloc e o imensă floarea soarelui. Și lângă ea o mătrăgună. Și de jur împrejur la floarea soarelui și la mătrăgună sunt vreo 2 milioane de guraleuri. Hap, 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 hap. Urechea și timpanul, da? Și de jur împrejur la floarea soarelui și la mătrăgună și la astea guraleului sunt vreo 20 de milioane de lăcrămioare. Avea dreptate? Am da. Și acum să mă reîntorc la faptul că unii putem fi prostii și unii nu. Nu toți pun botul la comerțul cu iluzii. Cum te poți apăra că... în fața manipulării? Iosefinia alias Ovidiu Rene, așa l-a chemat numele lui de scenă, tot a cochetat cu ideea că e hipnotizor, a fost și directorul Cercului de Stat. Eu știu și cu ce s-a ocupat înainte, da, nu așa e important. Vine pe scenă și zice, domnilor, am auzit, apropo, cum poți distruge contestatarii, am auzit că mulți dintre dumneavoastră nu cred în hipnoză. Vă rog frumos, cine dorește să poftească pe scenă și dom'le, ce ești dumneata? Medic. Dom'le, știi să numeri până la 10? Da. Păi, numără. 1, 2, începe Iosefine. Abracadabra. Ăla începe și numele aiurea, așa. Publicul auzea, bă, da? Și începe să-i sugereze. Ești în deșert. Ce cald. Ce cruzitor de cald. Dom'le, începuse apa să-i curgă lui fraierul și roaia, așa, bă, el, mă înțelegi? Transpirație sub mâneci, mă înțelegi? Deci toată lumea vedea că e cald lui fraierul, știi? Și acum zice hipnotizor. Și ăsta zice 10. Da, dom'le, ai dreptate, ai dreptate. Nu există hipnoză, poftim în sală. Toată sala, în delir. L-a făcut pe fraier, nu? Păi trebuia să zică că există hipnoză. Da. E, din grecește înseamnă somnul spiritului. Deci nu poți hipnotiza decât dacă ți-a plecat spiritul, Doamne, Doamne. Bun, ne reîntoarcem la... Asta înseamnă etimologic, da, în grecește. Mai e cineva ce... Da, eu. Ce ești? Mi-a tăiat inginer. Bun. Poftim pe scenă. Numără până la 10, începe și ăsta să numere. Iar începe aiurea să numere. Ăsta îi sugerează. Ești la Polul Nord. Ce frig! Ăsta îi clățeau din și în gură. Publicul râdea. Da, domnule. La ce zice? Da, domnule, ai dreptate, nu există gimnazie. Domnule, mai e cineva? Și ridică bulă două degete. Eu. Poftim pe scenă. Ce ești dumneata de meserie? Bulă, tehnician golgotier. L-am cuiat pe ăsta, nu știa, zice, ce meserie asta? Zice, dumneavoastră, stau pe malul apei, așa, și arunc pietre în apă, și fac gâl, asta fac eu. Fragmenta, da, gândesc. Bine, domnule, știi să număr până la zi, eu mă străduiesc. Ea începe și începe, numără, bulă, numără, ăsta, abracadabra, mă înțelegi? Bulă număra tot corect. Și la un moment îi sugerează Iosefini, ești în New York. Cu mâinile scorbe într-un coș de gunoi să cauți o coajă de pâine pentru că ți-e foame. Și zice bulă, auzi, fraiere, dacă-i sufli așa straguna... Deci nu toată lumea suntem botaniști, asta e problema. Și mă reîntorc, în termenul de hipnoză înseamnă somnul spiritului. Și mă reîntorc la ceea ce m-a învățat profesorul meu spiritual, spunea că în fiecare din noi există un negene. Adică nu greșește niciodată. Ăsta e spiritul divin. Ăsta e binele. Dar ca să poți să-ți dea libertate absolută, Dumnezeu a făcut într-un fel și un bine și o măgărie absolută. L-a implantat și pe dracu, care e relativ. Alegerea e a ta. Și a fiecăruia dintre noi sau voi. Da, eu câteodată mai îmi permis să fac un joc și zic așa, eu voi, eu noi. Și acum eu vă întreb, dintre cele două, da, în momentul ăsta, unde tindeți mai mult? Spre stânga sau spre dreapta? La toate alegerile pe care le-ați făcut? Unde tind? Nu știu dacă voi reuși, dar asta vreau. Eu v-am întrebat unde vă aflați, unde sunteți situat. Aici. Eu vreau să fac echilibru între ăștia. Eu separat și eu. Pentru că se spune că la moartea lui Isus s-a rupt catapeteasma în două. Catapeteasma fiind ceea ce desparte amvoul de, deci, altarul bisericii de locul în care au voie fraierii de rând. Deci, practic, s-au amestecat oile cu caprele. Deci le-a dat drumul la lupi printre oi. Da? S-au amestecat ingul cu iangul. S-au amestecat altceva cu altceva, s-au amestecat cărămizile cu mortarul și s-a făcut un talmeș-balmeș. Acolo e o nebunie. Mă. Și din nebunia asta cel mai mult suferă oile. Până la un moment dat, când se vor termina oile și lupii se vor mânca între ei. Și am ajuns la autodistrugere. Nu? Nici pe vreo. Da, dar eu vreau să mă plasez deasupra lor. Adică nu sunt nici cu lupii, nici cu unii, nici cu alții. Ci vreau să îi aduc pe fiecare în banca lui. Și după aia, după ce mor eu, fraierii iar au voie să facă ce vor. Da, cât trăiesc eu n-au voie să facă ce vor ei. Și de-aia și fac ceea ce fac. Că reușesc sau nu reușesc, asta e altă gâșcă, în altă treaștă, altă vrăjeală, altă. Dar ăsta e visul meu ideatic. Să ce? Să-i dracii să stea de la dracu în iad, acolo e treaba lor, că acolo e tutun, gagici, e mișto. Și oile să stea dracului în rai, dar să nu se mai dea șmechere, că nu sunt șmechere. Îl asculți pe păstor. Dacă ești oaie, îl asculți pe păstor. La mine nu merge cu oaie, capie, cu nu. Nu merge cu chestia. Atunci nu mai ești oaie, capie, ești capă. Așa se simți. Am vorbit mai devreme așa. Deci am vorbit de energie, după ce moare corpul. Suflet. Sunt separat, am înțeles. A ce e spiritul? Asta e a treia parte. Păi normal, pe noi tripetul. Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Bun. Ia fiți atent. Și Duh, spirit, suflet, energie și Duh. Am ajuns la 4. Nu. Duh, mi se pare ăștia. Sau nu mai știu, că ortodoxii spun spirit sau catolici, nu mai știu, dar e aceeași mărie, dai cu altă denumire. Bun. Fantoma. Deci e o fantomă. E energie, fii atent aici. E energie, e masă și e soft. Informație. Informația organizează energia și masa. Deci pe telefonul ăla, informația manipulează electronica să apară ce vrei tu scris, mă înțelegi? Deci e masă, informație și energie. Ăsta e tripetul dumnezeiesc. Deci suflet, spirit, energie. Da. Bun. Softul e programul lui Isus, deci cristocrația, masa e divinitatea și energie e Duhul Sfânt. Asta e trinitatea dumnezeiască. Bun, ce sunt fantomele? Ce se află într-o fantomă? Ca să fiu în ton așa, eufemistic, sunt umbrele celor care nu sunt nici în iad, nici în rai. Știi că există un scriitor italian care... Purgatoriu, cum se cheamă? Da, bravo, vezi că știi. Mă înțelegi? Deci cei care n-au făcut nici prea multe păcate, nici prea multe bune și... Sunt prinși între două lumi. Bun, da. Și cum scapă de acolo? Pentru eternitate sunt prinși? Păi n-au cum să scape decât când se reface totul. Deci din periodic așa, din timp în timp, ca și pe telefonul ăla, trebuie să-l resetezi, trebuie să scrii altceva. Deci sunt niște... Vezi tu, uite, acum, spre exemplu, și spiritiștii și toți spun că datorită poziției pe care o are soarele în sistemul solar și așa, ne-am întrepătruns, deci noi din punct de vedere astrofizic și astronomic am intrat în era vărsătorului, care durează 1000 de ani. Din punct de vedere al influenței aștrilor și așa, am intrat într-o zonă în care n-am mai fost. Și atunci, practic, cum ar veni, trebuie să ne schimbăm pielea, știi? Să ne cașarpele, să ne lepădăm de softul pe care l-am avut și să ne resoftăm totul, știi? Și, de fapt, se spune că până și ăștia care conduc omenirea știu chestiile astea și vor să îmbine utilul cu plăcutul de așa natură încât să rămână tot ei la butoane. Ăștia că înțelegi cu unde vreau să bat. Deci, până și conducătorii știu că le cam fuge din punct de vedere. Asta da, dar acum... Pământul de sub picioare, dar se agață cu disperare, mă înțelegi? Că și chiar există niște planuri, mă înțelegi? De ce? Se spune că, vezi tu, otrăvindu-te treptat, îți micșorează capacitatea de prelucrare a datelor. E ca și cum tu primești foarte multe informații pe telefon și ți se înfundă telefonul și atunci tu trebuie să le cureți, da? Ai înțeles? Da, corect. Deci ei practic ne otrăvesc intenționat. Și noi acceptăm, aici e problema. Păi, ei pot face ce vor. Păi unii acceptăm din prostie, unii acceptăm din supunere, unii acceptăm din ignoranță. Acum, separat de subiectul ăsta, la cum vă văd eu ca și om și trecutul noastră și viața noastră, sufletul, da? După ce nu o să mai fiți dumneavoastră, da, la felul noastră de a fi, vă văd... Că mai bântui lumea, a? Exact, exact. Eu îl văd că ar bântui. Lui ar plăcea să fie între două lumi. Liber, fără să se supună că în iad cine știe ce reguli or fi acolo, în rai la fel alte reguli. Domnule, lăsați-mă să bântui. Uite, apropo de ce spui tu, eu m-am definit, m-am autodefinit odată și am spus că eu sunt cometă. Ce se întâmplă? Cometele au a treia viteză cosmică. Deci viteza lor e atât de mare încât ele pot să iasă din atracția gravitațională chiar și a unui sistem solar. Și de aceea ele hoinăresc până în spațiu așa, de-aia sunt văzute din 40 în 40 de ani. Cum e cometa Harley. De? Pentru că ele nu călătorești, deci tu, ca și pământean, odată cu pământul te învârți într-una în jurul soarelui. Știi, odată cu el te mai au în fine. Nu, cometa iese dintr-un univers, intră în alt univers, iese dintr-un sistem solar, e... Și de fapt toată lumea e cam vede numai coada, știi? Da, da, da. Dar asta se face în momentul că ai a treia viteză cosmică. Prima viteză cosmică e viteza pe care trebuie să aibă un punct material să se rupe din atracția gravitațională și să se înscrie pe orbită, vezi Sputnik 1 și bla bla bla. A doua e să plece de așa și a treia e să poți să iasă din sistemul solar. Bine, și astea tot presupuneri sunt, da? Da, nu, dar vezi, deci iarăși ar trebui să te înjuri. Iar mai făcut că bântui între două lumi. Bun, nicio problemă. Dar vezi că undeva îi dai dreptate lui tipa aia care îmi spunea că după ce o să dau colțul, ideile mele o să mai bântuie pe mintea. Aha, aha, vezi că e aceeași mărie cu altă pălărie? Deci nu o să bântui numai eu. O să bântuie și ideile mele care nu sunt convenționale. Da, vor deveni amintiri aici, în plan fizic. Dar da, plan... da, fii atent, eu am citit niște lucrări de literatură făcute și am ajuns la concluzia că toți scriitorii mari și geniali ai omenirii inițial au fost non-convenționali. Adică nu au fost de acord cu convențiile omenirii. Și în final... au reușit în timp de câteva generații ca societatea să zic, uite, îți dau un exemplu, Mark Twain a scris Aventurile lui Huckleberry Finn, da? Păi vremea lui, indienii și negri erau împușcați, oricine putea să împuști un negru, dacă făcea măgările, împușca imediat, nu te condamna nimeni. Corect. Domnul Ioan, mai avem 10 minute și mai am două întrebări și vreau neapărat să-mi răspundeți. Diferența între mason și iluminati. E vreo diferență? Sau da. Care-s mai puternici? Da. Deci, Iluminate o istorie mult mai veche și mult mai... De fapt, se spune că iluminații sunt un fel de deviație sau... Că prima a fost frăția șarpelui. Mă înțelegi? Și Iluminate au venit peste ei. Masonii sunt o organizație mult mai nouă. Bine, scopul lor a fost tot așa, să obțină puterea. Cum orice partid are un singur scop, să ajungă la butoane, la conducere. Dar sunt separați sau iluminatii conduc masonii? Sau nu, au legături? Se pare că iluminatii au fost dintotdeauna cei mai puternici, dar au fost și cei mai necunoscuți, despre ei se știe enorm de puține. Și masoneria, îmi cer scuze, dar eu am spus-o și o repet. Dacă vreți, vă aduc și în data viitoare manualul francmasonului, manualul Calfei. L-am citit. Francmasoneria, la ora actuală, n-a rămas decât numele de ea. De exemplu, francmasoneria din România i-a primit pe toți în francmasonie dacă au venit cu lovele. Și atunci când o organizație își creează membrii numai că ei au venit cu bani, păi înseamnă că ei nu mai stau bine cu banii și nu mai sunt la butoane. Deci eu nu vreau să contest, eu vorbesc de framasoneria românească. Ca așa, spre exemplu, framasonii se spune că au modelat multe istorie ale multor state. Nu, la ora actuală sunt desuieți. Dar suntem conduși de Illuminati? Adică o cultă mondială. Cei care, nu știu, capii din tuti capii, care fac jocurile. E o problemă și eu am boala asta. Și eu am boala asta. Mie nu-mi place să intru în față decât numai așa, în ideologii. Dar dacă ar fi, spre exemplu, să-mi propui sau așa, n-aș accepta niciodată să fiu conducător. Ca să fii țintă sigură, primul, că nu? Nu, aș prefera altceva, să pun un fraier în locul meu, exact. Dar ăla să execute ce spun eu. Ca să vă protejați de asta. Nu numai să mă protejez, și să am în capul cârca cui să arunc pisica. Că, spre exemplu, nu toate deciziile pe care le voi lua vor fi populare. Că ți-am spus, eu... Deci vezi, mă, că suntem la fel. Ca cei de la oculta mondială. Dacă îl pui sus acolo, la fel, aceeași gândire. Bagă marionete, ca să nu fie în față. Păi nu, dar nu-mi convine. Deci, când masele se satură de vrăjeala ta, schimb fraierul. Da, dar îți mai spun și o chestie, o să ți se pară curios. Primii pe care i-aș pedepsi ar fi oamenii străzii. Nu ți se pare curios? De ce? Pentru că au preferat să decadă și uite, spre exemplu, eu am avut un fenomen. Deci toți au fost marginalizați. Majoritatea au fost marginalizați de familiile lor. Că aici e ticăloșia. Dar nici degeaba nu cred că au fost. Da, și ei într-un fel sau altul zice nici nu pot să mă răzbun că e fratele meu, în fine, nu contează. Dar faptul că au acceptat ideea, asta mă enervează pe mine. Nu trebuie să accept ideea. Eu sunt superior chiar și primul ministru, pentru că oricum primul ministru e mai prost ca mine. Uite ce se pare curios. Eu nu cred chestia asta, sunt convins. Dar nici n-ar fi fost primul ministru acolo unde e și nu l-ar fi pus nimeni, nici americanii nu l-ar fi sprijinit dacă n-ar fi fost loial. Ei, eu, o să ți se pară curios, sunt adeptul meritocrației. Eu nu pot accepta ca să pun la conducerea unei fabrici un tâmpit prăduitor, nu. Îl pun pe unul care chiar știe tehnic totul și pun lângă el doi și malaci, care zice, băi, dacă fraierii nu execută ordinele ăsta, îi bat, îi rup cu ăta aia. Uite, spre exemplu, am citit acum vreo 30 de ani, șeful, directorul tehnic al unui portavion american, era un sergent major. Deci el era comandantul tehnic al navei. Și l-a rămas sergent major. Ce atâția colonel, uite-te și tu câți generale avem noi. Bă, pe cuvântul meu, dacă nu, eu m-aș bucura dacă ar începe un război. Sau o criză mare. Să mai moare dracului vreo câțiva, că oricum sunt de carton. În final, acum, vreau să-mi vorbiți un pic, dacă știți, despre călătoriile interplanetare și unde vrea să ajungă Elon Musk. Tot rahat, tot minciuni, vom ajunge vreodată să... Băi, cu Elon Musk ăștia am o mare problemă. Nu știu de ce, dar eu îmi vinuiesc serviciile că l-au pus pe Elon Musk să facă tot ce au ciordit ei acum vreo 90 de ani de la Tesla. Pentru că au trecut cei 80 de ani cu drepturi de autor, bla, 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 bla. Au zis, trebuie să găsim un fraier ambițios, care să nu fie chiar fraier așa, că să-i facă proiectele lui Tesla. Deci e o marionetă. Păi, bineînțeles, bineînțeles. Dar o marionetă care deocamdată e pe val, pentru că prin intermediul lui, nu știu dacă ai sesizat, Elon Musk acum a susținut că e împotriva lui Soros, care și-a retras nu știu câți bani din niște fabrici de astea de mașini electrice, și a spus că ar trebui să-i facă un dosar lui ăla cu fundațiile lui Bill Gates. Deci a transmis populației că parcă ăsta ar trebui să-i facă cineva un dosar așa. Deci iată că cineva, mă înțelegi, îl îmbârligă pe Elon Musk împotriva lui Bill Gates și a lui Soros. dar legat de ce vrea el să facă, că totuși investește bani ca să... Păi nu că și el e vagabond, că și el a zis că la un moment dat roboții au luat-o și că nu e bună. S-a sucit, are declarații în care s-a sucit. Poate o fi iar momel și... Păi nu, domnule, nu înțelegi că el primește... Băi, asta e linia pe care să o urmezi. Bun, dar până la urmă vrea să reușească în chestia asta? Nu. Și dacă vrea oricine poate să citească Soarele Gol al lui Asimov și va înțelege cum e. Deci nu vom ajunge să populăm alte planete. Nu, păi măi, nu de roboți, nu, să populăm alte planete. Asta vrea Elon Musk. Să ajungem să călătorim, dar călătorii interplanetare. Avem capacitatea asta? Nu, deocamdată nu. Dar și încă vreo 3 generații de acum încolo nu. De ce? Ce ne lipsește? Sunt multe lucruri care te împiedică. În primul rând, până și Lenin spunea asta, numai să schimbi mentalitatea unui individ de la dreapta la stânga îți trebuie 3 generații. Nu merge așa peste noapte. Păi avem oameni inteligenți care să... Nu e suficient. Uite ce s-a constatat. Dacă stai pe o navă spațială pe vreo 2 luni în spațiu și nu mai e gravitația, ți se micșorează, oasele încep să devină mai... Deci nu mai ești influențat de aceeași putere de gravitație, totul se schimbă în organismul tău. Totul se schimbă. Deci uite, și Pământul are o frecvență la care vibrează. Dacă schimb frecvența, să-mi bag picioarele, dacă nu mă râmțoși ca și o bolană. Deci vreți să spuneți că Pământul, locul acesta, a fost făcut special pentru noi. Nu neapărat. Dacă ieșim din el... Nu, vreau să-i spun, nu, fii atent aici. Vreau să-i spun că cel mai tare și cel mai mare excurc al tuturor timpurilor a fost ăla care a băgat vrăjeala cu reflexe condiționate și necondiționate, Pavlov. Deci reflex necondiționat înseamnă memoria ta genetică. Reflex condiționat înseamnă ce te educă fraierii. Și atunci îți schimbă softul. O să continuăm în episodul 10, nu? Trebuie să lăsăm loc și pentru episodul 10. Oameni frumoși, cam atât pentru episodul 9. Vă mulțumim pentru că ne urmăriți, ne distribuiți. Până data viitoare, Dumnezeu să fie cu voi toți.